Consilierii județeni Călărășeni s-au întrunit miercuri 27 ianuarie în ședință ordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat 17 proiecte de hotărâre care au fost aprobate în totalitate. La ședință au fost prezenți în sală 29 de consilieri județeni, iar alți doi consilieri au participat online. Am constatat că sunt prezenți 29 de consilieri județeni din totalul de 30 de consilieri județeni în funcție, la care se adaugă președintele Consiliului Județean cu drept de vot. Ședința fiind statutară, declar lucrările ședinței deschise de astăzi. Pentru buna desfășurare operativă a ședinței, propun să se dea citire doar titlurilor proiectelor de hotărâre, nu și dispozitivul acesta. Dau cuvântul secretarul județului. Da, domnule. Și prima ședință pe anul acesta, este normal dacă dintre consilieri poate să-și exprime anumite probleme. La fiecare ședință, la început, da. Dacă aveți, domnule, eu sunt unul dintre cei care doresc lucrurile. Da, da, domnul consilier. Vreau să vă spun că prezența mea în Consiliul Județean, cum a fost și în Consiliul Local, nu vreau să treacă doar de dragul de a fi prezent la ședință. Mi-am propus ca în acest mandat câteva probleme și aș dori ca să interpelez, să pun câteva întrebări societății SGI cu ACLA. Bineînțeles, răspunsurile să-mi fie transmise la următoarea ședință, nu acum. Domnule secretar, să noteze... Vă rog, mult de tehnic. Notați din staful tehnic, vă rog frumos întrebările domnului consilier. Una dintre problemele principale pe care eu cred că există, nu numai în Călăraș, o reprezintă aceste pierderi care se realizează la nivel de blocuri și care această societate le repartizează celorlalți locatari. Este vorba de acel coeficient de repartiție care practic nu ține cont de apartament, ci ține cont de numărul de persoane. Și vreau să știu care este prevederea legală de cei de la SCE cu ACUA face acest lucru. Eu vă dau explicații că care este această prevedere? Ce înțeleg dâns și prin coeficientul de repartiție și dacă acest coeficient de repartiție are o prevedere legală? Și mai mult decât atât, cum sunt denumite în regulamentul sau în statutul societății contoarele proprietate private a cetățenilor? Cum sunt denumite și cum sunt prinse și care este prevederea legală de dânși le consideră repartitoare? Asta ar fi o întrebare. O a doua problemă. Să ne comunice care sunt pierderile anuale la această societate. Dacă informația este corectă, eu știu că e vorba de 56% pierderi, ceea ce este enorm. Nu se poate, nici nu putem să gândim că poate să există un asemenea coeficient de pierdere. Și dacă acest 56% sau care este coeficientul de pierdere? O altă problemă, care e foarte importantă pentru Călăraș și nu numai, dacă s-au finalizat lucrările privind lucrarea, alimentarea din sursa alternativă cu apa municipiului Călăraș. Adică, dacă aceste puțuri forate au fost finalizate, dacă apa este potabilă, cel mai important, sau dacă nu este, dacă au reușit să o trateze. Am înțeles. Da? Și ultima întrebare, care iar este foarte importantă, după părerea mea, este dacă pe programul CL8, acela în care s-au realizat conductele de canalizare, au fost prinse și racordurile de la blocuri, adică racorduri de la scările blocurilor pe conductele principale. Acest lucru nu s-a făcut și vreau să știu dacă nu cumva în programul CELOP au fost prevăzute și aceste racorduri. Mulțumesc mult! Domnul Vizeșanu? Da, vă rog. După cum ați observat la colegul meu, deja noi începem să punem întrebări. Credem noi că ele sunt constructive, pentru că la baza întrebărilor și mai ales ale răspunsurilor pe care sperăm că le vom primi de la cei îndrituiți să le formuleze, vor sta
proiecte pe care dorim să le inițiem, în sprijinul cetățenilor. Eu doresc să fac un reanunț, să reanunț politica de echilibru pe care cei doi consilieri județeni ai Pro-România vor să, o să promoveze în actualul mandat. Vreau să anunț că pe următoarele 6 luni, având în vedere că noi la nivelul alegerilor parlamentare n-am reușit să obținem un rezultat pe care ni l-am dorit, dar la alegerile locale reprezentăm comunitatea călărășeană prin cei doi consilieri județeni și 26 de consilieri locali. Și pentru următoarele 6 luni o să susținem proiectele de dezvoltare ale puterii locale, puterii județene, în special ale dumneavoastră, ale majorității PSD, atunci când ele vor veni argumentate, când vor veni în sprijinul comunităților. Vom susține, dacă vor exista, proiectele eventual inițiate de către opoziție, opoziția PNL-USR, opoziția masivă PNL-USR, pentru că noi suntem opoziția mai mică, da? Cei doi consilieri pro-România. Îmi doresc ca PNL-USR să inițieze proiecte. Și bineînțeles când doresc, deci asta este poziția de echilibru pe care o tot spun de atâtea săptămâni, am spus-o și în campania electorală, și bineînțeles că îmi doresc cel mai mult ca și proiectele noastre, puține dacă, sau mai multe, dacă vor exista, să fie susținute. Aceasta cred că este normalitatea într-un Consiliu Județean, atunci când părțile, adversarii politici se vor susține reciproc. Și închei prin a vă ruga să rugați la rândul dumneavoastră colectivul din Consiliul Județean să ne sprijine în a făuri, în a prezenta propriile idei, propriile proiecte, prin ceea ce se numesc rapoarte și tot ceea ce trebuie pentru a le prinde pe hârtie. Avem în perioada următoare două chestiuni pentru buget și o să vi le prezint la momentul respectiv, care țin de sorgintă, hai să spunem, mai mult social-democrată, dar și cu filon liberal, și o să vă rog să le sprijiniți. Fac rugăminte atât către dumneavoastră ca majoritari în Consiliu, dar și către colegii de la PNL-USR. E un proiect dedicat educației, către profesori din toate localitățile județului, către elevi și unul pentru persoanele nevoiașe. Dar la momentul potrivit voi detalia aceste două proiecte cu dorința ca ele să fie să devină tradiționale și pentru anul 2022, 2023, 2024 și eventual și mai încolo. Vă mulțumesc frumos și încă o dată cred în această politică de echilibru. Dau cuvântul domnului secretar general județului, Aurel Paraschiv. Domnule Aurel Paraschiv, aveți cuvântul, dați citire titlul proiectului nostru de pe zi. 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al județului Călăraș, achiziționate în cadrul proiectului managementul riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiune transfrontaliere Călăraș și Polski-Trandeș, cod EMS-RAGB 137, Interreg VA România-Bulgaria, către Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Barbu și Timpei, al județului Călăraș. Comisia, nu sunt amendamente? Cine este pentru? Favorabil. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? 30 pentru și un vot de proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a județului Călăraș și a bunurilor care vor rezulta din investițiile propuse prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru area de operare a operatorului regional în județele Călăraș și Alunța în perioada 2014-2020, care vor deservi și sau traversa mai multe entități administrativ-teritoriale din județul Călăraș. Un amendament aici. Domnule, da. Samuel? Printr-o adresă a societății cu APOA, ne solicită scoaterea din anexă. E vorba de avizul Jaspers, care a trimis către APOA anumite clarificări și ele trebuie aprobate de către entitățile participate în proiectul APOA. Și aici sunt câteva lucruri de aprobat de către dumneavoastră cu amendamentul pe care l-am propus acum. Deci, da. Se propune scoaterea
poziției 1, reabilitarea aducțiune FIR 2 Chiciu Călăraș pe sectorul de subtraversare a canalului siderurgic. Poziția 22 din listă, reabilitare stației de clorinare și stației de tratare Călăraș. Poziția 23, înlocuire pompe în stația de pretratare Chiciu. Poziția 34, spauc și conducte refulare în municipiul Oltenița, UAT Oltenița. În anexa prezentată, poziția 1, 23, 22, 23, 24 se scot, restul rămânând neschimbate față de ce s-a prezentat. Ce motive se scot? Nu s-a mai făcută, de ce am sunat eu la EOAP, așa am vorbit cu colegii, acestea am vorbit cu domnul Toma, șeful de proiectul de implementare, și a zis că anumite poziții, datorită reviziilor care au venit de la Jasper, au fost scoase. Jasper, aceste patru poziții nu se mai execută pentru că nu mai sunt necesare. Nu, n-au avut fișe de intervenție. Și s-a cerut fișele de intervenție că nu au fost reschimbate. Și nu le lasă să le mai reabilităm pentru că n-au avut fișele de intervenție. Atâta timp când n-au avut fișe de intervenție, de ce vreți să le schimbați? Se dorea modernizarea completă de la Chiciu, plus subtraversarea spre sub canal, să fie nou. Nu se poate pentru că nu avem fișe de intervenție unde să fi fost intervenit în ultimele în ultimii ani de zile. Astea sunt lucrări care urmează a fi executate. Care urmează Popoim, a fi depoim, da. Contractul. Poate din acest tabel, nu? Da. Da. Dar în tabelul ăsta nu este nimic spus despre Ialomiță. Adică, nu, deci instalațiile comune de la Ialomița, pentru că acolo Consiliul Județean nu este membru în ADI, instalațiile comune de la Ialomița o să revină UAT-ului care este deservit de ele. Numai aici le preia Consiliul Județean, pentru că având Consiliul Județean în ADI, s-a hotărât, și așa e legea, s-a hotărât ca în județul Călăraș Consiliul Județean să preia aceste instalații comune care deservesc mai multe dată. Era mai bine să le chemați pe Toma. Să-l invităm pe Toma. Ne trebuie aprobare pentru ca să putem să dăm răspuns pentru finanțarea care urmează. Dacă noi o amânăm, nu e de amânat. Nu e vorba de amânat. E vorba de amendamentul pe care... A fost prezentat proiectul ăsta... Viitoarea ședință îl chem și pe Toma, și pe Marcel Muțu să vă aducă explicații de care aveți nevoie. Nu, Marcel Muțu este la... Hai cu apă. Că nu contează, dar Marcel Muțu împreună cu Toma vor veni să vă dea explicațiile viitoare. Îi chemăm pe cei care se ocupă de implementarea acestui proiect. Ecoapă. Deci pe Toma și pe cel care este la ADI Ecoapă. Ăștia sunt problema. E bine să vină și domnul Muțu, că e operator. Și știe ce mai bine ce vrea. Implementarea se face prin operație. Implementarea se face sub ordonarul nu. Face de UIP și de... Toma UIP e sub ordonarul Marchiat. Și de cine se face? De Ecoapa. Implementarea se face de societate. Vă rog, mă intrați în contradictorul că suntem încă trei ore aici. Domnul Vățeșan, am notat, viitoarea ședință vor fi prezenți. Să ne explice și nou cum a ajuns la această... Care e diferența de preț și alte minune? Ședința viitoare. Ședința viitoare, dar amânăm. Ce cu la proiect? Nu are legătură. Tu poți să nu-mi bani dacă nu ai care... Da, le da. Care se pune în aplicare. Se pune în aplicare, dar noi... Ce mai facem? Nu are domnul Grama. Dumneavoastră încercați să spuneți că Jaspers-ul nu știe ce face sau ce solicitare cere Ecoapa. Deci la momentul actual este doar o solicitare a Jaspers-ului. Noi mai suntem doar la stadiu... Nu mai puțin, lăsați-mă să termin. Nu vreau să vă întreb un lucru. Studiul de feză. Pronunțați acest Jaspers? Da, e doar la stadiu de aviză. Despre ce este vorba? Jaspers-ul ăsta. Deci Jaspers-ul a cerut un... Cine este ăsta? Cine este? Influențează în mod direct indicatorul de suportabilitate la nivel de populație. Dacă dumneavoastră spuneți că există altă variantă... Ce diferență este? Mai ieftină. Mai ieftină. Se face diferența, nu e pe zonă, este la nivel de proiect. Iar noi la momentul actual avem un coeficient pe indicatorul respectiv de 3,4, până în 3,4. Asta este condiția.
Dacă dumneavoastră veniți acum să ne spuneți că nu acum, Jaspersul, acum aflu. Pe clarificările pe care le solicită ECOAC-ul după de șapte dacă rânduri... Dacă acum aflu despre treaba asta... secundă dacă mă lăsați. După șapte rânduri de clarificări ale autorității de management, noi suntem doar la faza de aviz pentru a intra și a semna contractul de finanțare. Deci aici lucrează o întreagă echipă cu o echipă de consultanți și asistență tehnică care au răspuns punctual pe solicitările de la Jaspers ca să știe de ce ne dau. Care e plătiv? Proiect. Păi Jaspers nu consultanții pe care asistența tehnică între... Consultanții ăștia să vă informeze pe dumneavoastră despre ce e vorba. Faptul că, faptul că noi am ajuns situația acolo, eu treabă foarte bună. Am plătit pe eu treabă, v-am spus, foarte bună că am ajuns aici. Dar trebuie să știm. Domnul președinte a spus că la următoarea ședință vor fi prezenți și de la, cum e domnul Toma. De ce nu i-ați invitat azi? N-am știut că aveți o problemă cu Jaspers, că invitam și pe cei de la Jaspers e consultantul Uniunii Europene care avizează toate proiectele pe POIM de o diversiune de valoare destul de mari. Acest Jaspers ne-a verificat proiectul, suntem în ultima fază, trebuie să clarificăm acolo unde am justificat că vrem să reparăm anumite zone, am le-am băgat în reparații, ne-au cerut fișa de intervenții pe conductele respective. Și noi n-am putut să le prezentăm că n-am avut intervenții în ultimii 3 ani de zile și le-au scos de la finanțare. Dacă n-ați avut intervenții, de ce vreți să schimbați conductele? Bine, asta nu e o... Nu știu dacă e un criteriu de a scoate ceva. Că poate facem ca la București, nu umblăm 40 de ani, cum să alege praful. Deci acolo conducta poate la anul să se face. Noi nu am prins-o aici pentru că n-am avut intervenții. Păi n-am avut intervenții, conducta e stare bună. Nu mi se pare un motiv de a scoate totuși... Dar de ce să luăm apă de la București? Asta e motivul lor. Deci trebuie să ai un pic de fecțiuni ca să... Jaspers a spus așa. Dacă aveați intervenții, era clar că trebuia să înlocuiți conduct. Neavând intervenții, prețul de suportabilitate față de cetățean trebuie să fie cât mai mic. Dacă noi vă dăm bani, ăștia bani ăștia devine amortizment viitor față de prețul metrului cub de apă, dar ce a redus, s-a redus și valoarea cu intervenția asta pe care s-a redus pentru suportabilitate. Pentru suportabilitate. De aceea Jaspers intervine. Nu te lasă să... Și noi am fi modernizator. Dar acum, pentru proiectul ăsta, dacă pentru proiectul viitor, că el va mai avea și alte intervenții, că putem să depunem pe anumite localități proiecte până la 50 de milioane de euro, nemai fiind aprobarea Jaspers-ului. Va fi aprobarea Ministerului Fondurilor Europene, există o unitate de management, da? Autoritatea de management în cadrul Ministerului și ne vor aproba proiecte punctuale după semnarea contractului până la 50 de milioane de euro locale, adică alte proiecte mai mici. Da, vă supun la vot. Da. Amendamentul. Cine este pentru amendamentul pe care Comisia... consultatul Comisiei Europene, Jaspers, l-a propus să le revizuim, să le scoate de pe pozițiile. Cine este pentru amendament? Se abține cineva? O abținere? Împotrivă? 29 de voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă. Amendamentul a trecut. Cine este pentru proiectul numărul 2 de hotărâre de Consiliu? Pentru amendamentul propus. Cine este pentru? Cine se abține? O abținere? Două abțineri? Acum o neparticipare la vot cu 20... Pentru. Cu 22 de voturi pentru, o abținere, două abțineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Numărul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 197 din 2017 privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economice ale obiectivului de investiții îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraș-Silistra, baza actualizare studiu de fezabilitate. Nu sunt amendamente favorabil la comisie. Da, avem o luare de poziție. La Comisia de Urbanism s-a solicitat ca domnul Marius Cunda să ne explice observațiile pe care le-am făcut la Comisia de Urbanism. Dânsul le știe. Pentru ce vreți discuta de proiectul numărul 3? Da, proiectul numărul 3. Păi dar nu sunt amendamente. Ba da, este un amendament al colegei noastre. Unde noi este? La Comisia de Urbanism... La ce comisie? Domnul președinte, vorbim, haideți. Domnul președinte, noi la Comisia de Urbanism am făcut niște observații care se găsește
se găsesc aceste observații pe procesul verbal. Este președinte, nu sunt amendamente. Păi înseamnă că jurul dumneavoastră altceva. Deși noi am făcut amendament. Odată, jurul dumneavoastră altceva. Ajung, ne pare rău. Dar comisia a hotărât să-i solicite domnului Purga să ne explice câteva lucruri. Zic eu de bun simt. Eu le-am înțeles când le-a explicat, dar colegii din comisie au insistat ca să pune și întrebare. Este vorba de să ne explice de ce au apărut diferențe în devizul general legate de de valoarea proiectării, de valoarea studiului de fezabilitate și să le explice, repet, colegilor, că eu am înțeles ce înseamnă acest vehicul. O să explic pentru a înțelege și cei care nu au fost. Proiectul acesta, când l-am demarat în parteneriat, provine din o împărțire, să spun așa, sau dintr-o extragere a unor elemente din marele proiect Danubiu Dunăre. Pentru că acel proiect, la vremea respectivă, nu a putut fi gestionat astfel încât să fie declarat ca neproducător de venituri, să nu suportăm o cofinanțare atât de mare de 50%, unde Comisia Europeană a acceptat doar 50% din finanțare, a fost abandonat la momentul respectiv de Consiliul Județean. Ulterior, după anul 2016, am început să preluăm elemente din el pentru a căuta surse alternative de finanțare. Una dintre aceste părți ale proiectului este supusă aprobării astăzi, respectiv îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre între România și Bulgaria, respectiv Călăraș și Silistra. Proiectul, în prima fază, așa cum a fost aprobat de dumneavoastră prin indicatorii tehnico-economici, prevedea o modernizare a malului, brațului Borcea, de la zona de trecere peste lacul de hidrobiciclete de aici până mai spre intrarea la plaja Tineretului. Aceasta este zona de promenadă pe care o modernizam și prevedea acolo o stație fluvială, o gară fluvială, un ponton și o embarcațiune care trebuie trecerea între România și Bulgaria. Nu, acum, se putea. Ulterior, pentru că Marius, datele... n-ai vrea să punem proiectul? Da, sigur, poate nu și video și eu pot fac povesti în același timp. Ok. Ce mai da, ce cine poate să ne stingă și să stingă... Acum, nu umblați acolo. Pentru că s-au întâmpinat anumite dificultăți legate de proprietate, pentru că pe amplasamentul unde trebuiau să se desfășoare lucrările, am identificat un conflict pozitiv de proprietate, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, municipiul Călăraș și-a asumat o proprietate care în același timp era înregistrată și în proprietatea statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, am demarat o serie de activități înainte a extrage această proprietate, a rezolva conflictul de proprietate, a primi o administrare din partea Ministerului, a desființa acea bază de canotaj și a construi alta. Pentru că demersurile au fost foarte grele. Nu am reușit să finalizăm până acum. Intrăm într-un risc major de pierderea finanțării, pentru că nu putem finaliza construcția proiectului până la sfârșitul anului 2023. Am renunțat această idee și am adoptat noi soluții, ceea ce înseamnă că ocolim baza de canotaj. Aici, în imagini, vedeți o premieră, ceea ce o să fie pentru România, un hidrobus, un river bus, așa cum este numit în țările mai dezvoltate și care îl folosesc cu succes, o mare atracție turistică, care va realiza un circuit cu stații turistice atât în Călăraș cât și în Silistra și va face trecerea între cele două municipii. Va fi încă o dată o premieră în România. El este un autobuz fluvial. Pentru crearea infrastructurii, panta aceasta, rampa de acces, pentru asigurarea digului de acces de la drumul național, care este și dig de apărare împotriva inundațiilor, până la această promenadă, trebuie să facem o serie de lucrări. Acestea sunt lucrările care au ridicat prețul infrastructurii. Deci nu este vorba de aceeași infrastructură. Un preț este pentru apărare de mal, care presupune o lăsare în rampă și cu un talus, și alt preț este pentru un dig sau o rampă de acces. Sunt lucrări care au fost explicate în documentație și în referatul de specialitate. Pentru acestea v-am propus aprobarea.
Pentru că domnul consilier a ridicat și problema aceea a studiului, că n-a fost trecut cu preț. Studiul de fezabilitate, când a fost elaborat, a avut un preț, a fost plătit prețul. Astăzi, pentru că am avut această condiționalitate, celui care a câștigat licitația pentru executarea PT-ului, i-a solicitat să ne facă înainte de asta o actualizare a SF-ului, pentru că nu mai era actual cel vechi, nu puteam să construim pe acea soluție că nu aveam proprietate. Și dânsul a acceptat și a făcut această actualizare. Indicatorii vă sunt prezentați astăzi. Actualizarea a fost gratuit făcută, deci nu puteam să-i dăm bani în condițiile în care a fost deja o dată plătit și a fost de acord să o facă gratis pentru a demara procesul în continuare de elaborare a PT-ului. Putea spune care este valoarea eligibilă și care este neeligibilă? Care e valoarea eligibilă? Încă de la început, pentru că este un proiect între trei parteneri, finanțat pe programul Interreg România-Bulgaria, a avut anumite sume care nu au încăput în anvelopa bugetară asigurată de comisie prin programul transfrontalier. Astfel, cea mai mare, pentru Consiliul Județean, toate sumele sunt eligibile. Lucrările pe care le-am asumat și le vom elabora în cadrul proiectului. Cu siguranță, sumele care astăzi o să crească vor fi pentru Primăria Municipiului Călăraș și partenerul din proiect care va realiza lucrările. Obligația noastră a Consiliului Județean este să elaborăm proiectul tehnic și să-l predăm Municipiului Călăraș. Sumele pentru restul investițiilor pe care le face Consiliul Județean în privința promovării, în privința achiziției geamanturilor și a semnalizărilor pe Dunăre sunt asigurate prin proiect. Și ne-ați putea spune, vă rog, încă o întrebare, în ce țări, că ne-ați spus că se folosește acest... În Olanda, în Regatul Unit și în Ungaria, dacă căutați, se vede pe interes în poze, pentru că este foarte atractiv turistic și toți turiștii își pun poze și filmulețe cu acest autobuz de prin internet. Adică, presupune... Se numesc Splash Bus sau River Bus pentru căutare, pentru cei care sunt interesați. Asta presupune și dragarea bratului Borcea, nu? Pentru că altfel nu poate este în prezent, ăsta a fost unul dintre motive și mulțumesc mult pentru întrebare. Ăsta a fost unul dintre motivele pe care le-am avut în vedere la schimbarea soluției. Pentru că riscam să luăm o barcă care era totuși o barcă de ambarcări de dimensiuni mari pentru a transporta minim 20 de persoane, care atunci când este apa scăzută, dacă Ministerul Transportului nu înțelege să facă această dragare și dacă noi nu vom reuși, deși ne-am propus prin perioada programatică următoare să dragăm bratul Borcea și o parte din Dunăre, dacă nu reușesc să facă asta ministerul și se colmatează, acest autobuz poate merge și pe usca până la Chiciu și doar să treacă de la Chiciu. Cu Ministerul Transporturilor ați discutat? Cu Ministerul Transporturilor? Foarte multe în ultimii ani și nu s-a ajuns până la până un acord pentru dragă. Vă propun un lucru. Acum, mulțumesc. Mulțumesc. Eu chiar vreau să felicit echipa. Este un proiect îndrăzneț pe Dunăraș. Sigur. Se pare foarte interesant. Un singur lucru vreau să vă mai spun și dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Eu știu că virgulă, calea navigabilă de la canalul siderurgic spre Călăraș Roseți este declarată nenavigabilă. Așa este. Și atunci mă interesează dacă s-au prins lucrări de intervenție pentru calea navigabilă de unde se face obiectivul spre... sau, din nefericire, s-ar putea să nu folosim pe apă, să-l folosim doar pe usca și nu prea mai are farme cu acela. Nu, puteți să intrăm la Chiciu, pe Dunăre. Intrăm la Chiciu, pe Dunăre și tot putem să-l folosim. Deculescu, Vali Deculescu. Deci, proiectul acum o să duce anumite probleme din punct de vedere al sumelor neeligibile care vin la primăria Călăraș. Iar a doua problemă care ridică proiectul în acest moment este de acea realizare a construcției care o avem la articolul, nu știu cât în hotărâre, care zice 36 de luni. 36 de luni deja o lună a trecut, deci sunt 35 de luni și proiectul ar trebui urgentat. Punctul meu de vedere este că acel articol unde spune că execuția se va face în 36 de luni, ca noi, consilierii județeni, să nu ne asumăm răspunderea depășirii termenului din 31 decembrie 2023, ar trebui acolo să fie trecut, realizat până în 31 decembrie 2023. Pentru că altfel, dacă nu se termină proiectul până în 2023, sumele vor fi plătite. De toate proiectele. Măcar să începem. Nu mai se poate prelungi. Ăsta e prelungit, domnul președinte. Deci ăsta e prelungit. Termenul de finanțare maxim este N plus 2 până în 2023 pe 31 decembrie.
Și aș dori ca acolo să nu mai să treacă 36 de spune plenului. Preună o să cofinanțăm acest proiect noi de la Consiliul Județean să putem să finalizăm acest proiect. Cred că va fi o decizie a Consiliului Județean, sumele neeligibile care vor fi în proiect dacă primăria nu poate să pună aceste sume neeligibile, noi Consiliul Județean vom găsi soluția la timpul respectiv. Tot așa Consiliul Județean s-a angajat că partea neeligibilă sau partea de neprevăzute care devine neeligibilă va fi finanțată de Consiliul Județean. Numai că rugămintea și amendamentul și cu acordul managerilor de proiect este ca acele 36 de luni pe care le acordăm noi pentru execuția lucrării la articolul de hotărâre să fie trecut execuția lucrărilor, va fi termenul de execuție a lucrărilor, va fi 31 decembrie. Vom amenda la timpul respectiv dacă va fi nevoie. Noi trebuie să primim proiectul tehnic, urmează, primim până la final de luna februarie, după care trebuie să-l pună primăria în implementare, în licitație și tot ce înseamnă construcție. Contractul de finanțare este semnat cu Ministerul Turismului. Deci avem tot ce înseamnă, să spunem, legalitate, să putem să punem în practică. Nu mai. Da, mulțumesc. Mai sunt alte întrebări? Nu. Cine este pentru? Cine se abține? 2, 3, 4, 5, 6. Da? Împotriva? Da? Liviu Bătăjeanu. Una, două, trei, patru, abține. Împotrivă. Acolo împotrivă, da? Împotrivă. Împotrivă. Trei. Liviu s-a abținut și Liviu. 5 minute. 3, 5, 6 voturi, 6 abțineri, 3 voturi împotrivă. Online. Domnul Ichin se abține. Ichin s-a abținut. 7 voturi, 7 abțineri. 7 abțineri, că a fost 6, Liviu a fost la 5, 6 Liviu, 7 Ichin. S-a făcut un minut. S-a făcut. Și pune participare la vot. Cu 3 voturi împotrivă, 6 abține. Deci 6 și 3, 9. Și pune participare 10. Și cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiție restaurare Casa Demetrian, aparent proiectului dezvoltare a produselor turistice comune și reabilitarea moștenirii culturale. Aviz favorabil de la Comisia. Nu sunt amendamente? Sunt amendamente. Cine este pentru? Cine se abține? Deci 3, 4 abțineri, 5. 5 abțineri, împotrivă? 6 abțineri, împotrivă? Abținere, tot abținere. Abținere, da. 9 și dumneavoastră tot abținere? 10. 10 abțineri. 10. Și cum online? Da, 10 abțineri. Chiriță abținere. Domnul Chiriță abținere. De două ori abținere. Chiriță abținere. Abținere. Da. 12 abținere. 12 abținere. Cu 19 de voturi pentru și 12 abținere. Proiectul de hotărâre a aprobat. 5. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii numărul 160-2020 privind predarea unor imobile aflat în domeniul public al județului Călăraș Cetății Drumul și Podul Resac Călăraș. Aviz favorabil de la Comisia Buget Finanțe, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Abține 3 abțineri. 3. Împotrivă? Nu se 3 împotrivă. Abțineri și plus online. Da, așteptăm. Domnul participare la vot. 27 pentru și 3 voturi împotrivă. 3 abțineri. 3 abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului înscris în Cartea Funciară Colectivă 3129C1 AUAT Călăraș. Aviz favorabil de la Comisie. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate, 29 de voturi. Echim pentru? Domnul Chiriță pentru.
Cu 31 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiectul numărul 7. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 141/2007, ce privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Călăraș. Aviz favorabil la Comisia? Nu sunt amendamente. Și acum îmi dau seama și îmi cer scuze, nu trebuie să particip nici la când s-a supus la vot înainte de începerea ședinței la amendament. Deci vă rog să consemnați. Nu participă la vot. Da. Te rog, consilier județean, în procesul verbal să consemnăm. Să nu fie rectificații. Da, domnul consilier. Domnul președinte, observ aici un lucru care mi-a fost mai rar să-l văd. Poate s-a schimbat legea, dar observ aici că un șef de serviciu, un șef de secție, sau cum s-o numi, are în subordine un director. Eu greșesc la legea. Iar acum nu poate să fie un șef. Șef de birou, șef de compartiment, nu e decât... Explicația... Așa scrie, așa scrie aici. Explicația executivului a fost că organigrama este organigrama veche. Doamnă, pe care noi acum vom... că cineva nu-și face treaba. Da, deci da, acolo în organigrama sunt multe probleme. Am vrut să fac această observație. Că observăm că mereu sunt greșeli, ba pe rapoarte, ba uite pe chestii de genul ăsta. Să corectează, domnule, cu cine vreau. Am consemnat. Cu trei neparticipări, nu v-ați exprimat votul față. Împotrivă... Deci vom vota împotrivă cu mențiunea că vom ataca acest proiect de hotărâre. Aveți dreptul să aveți. Deci aveți 3 voturi plus 3, 6 voturi împotrivă. Barbu, 1, 3, 6, 9 voturi, 9 voturi și 1, 10. Domnul Ichim împotrivă. S-a spus domnul Ichim. 9 voturi și cu 2, 11 voturi împotrivă. Și cu 20 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat. Da, cu 19 voturi, domnul Mezeșanu nu participă la vot. Deci o abținere a avut colegul. La mine m-au obținut. Cu abținere, 18 voturi pentru. Cu abținerea domnului Popa.